candidatul prezidențial din septembrie, respectiv premierul Marcel Ciolacu, nu este același lucru cu candidatul prezidențial uh, din august, uh, când va avea loc congresul uh, PSD. Vom vedea dacă candidat prezidențial va fi una și aceeași persoană. Și niciunul dintre cei doi uh, virtuali candidați nu sunt uh, același lucru cu candidatul prezidențial uh, de la sfârșitul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie. Uh, urmează ca PSD să schimbe statutul, să-și aleagă o nouă conducere, să-și aleagă o nou președinte, probabil tot în persoana lui Marcel Ciolacu, dar atenție și să desemneze... Un candidat prezidențial care poate fi Marcel Ciolacu, poate fi altcineva din PSD sau cineva din afara partidului.